consilier. Având în vedere prezența consilierilor locali, într-unii din 13 consilieri, domnul Maximului a avut învoire, putem declara ședința deschisă. Pentru început, înainte de a da citire domnului primar, ordinul de zi, dacă sunt observații în privitor la procesul verbal din 25.08.2022. Dacă sunt... Supunem la vot care sunt de acord. Deci, unanimitate... Împotrivă nu sunt, abținere nu sunt. Pentru început dăm citire cuvântul. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 145 din 22.09.2022 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, data de 26 septembrie 2022, orele 16, în sala de Consiliu al Primăriei Comunei Bârsănești, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare, drumul comun al Bârsănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumei reprezentând categoriile cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare strada Mihai Eminescu în satul Caraclău, Comuna Bârsănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumii reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției lunare în sumă de 1.333 de lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a doamnei Acriștoaie Elena, persoană adultă, grav bolnavă, imobilizată la pat, la centrul rezidențial pentru persoane fizice, Sfânta Paraschiva, din Comuna Târgu Jiu, județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării statului de funcție, a numărului de personal al organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, Bacău. Punctul numărul 5 diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la deprindere de către secretarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Supunem la vot ordinea de zi. Proiectul ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumul comun al Bârsănești, Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumii reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, studiul de fezabilitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumul în Comuna Bârsănești-Sul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, prin Ordinea Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice Administrației, întocmită de 10 Euroconsult XRL, înregistrată la OAT Comuna Bârsănești sub numărul de 4.420 din 14.09.2022. Articolul 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici. Actualizarea indicatorului tehnico-economici aferenți obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drum în Comuna Bârsănești, județul Bacău, conform anexe numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă devizul general actualizat, aferent obiectivului investiții, modernizare prin asfaltare drumul comun al Bârsănești-Sul Bacău, conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Articolul 4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Bârsănești-Sul Bacău, asume de 1.851.901,23 de lei, reprezentând categorie de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederile articolul 4,
din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederii ordonanței de urgență a Guvernului numărul 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini pentru categoriile de investiții prevăzute la articolul 4, alineatul 1, litera A și D, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 95/2021, aprobate prin ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației numărul 1333/2021, finanțarea va fi asigurată de excedentul bugetului local la data de 31.12.2021. Articolul 5, anexele 1 și 2 fac parte integrantul prezenta hotărâre. Articolul 6, aducerea în deplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Bistrița-Județul Bacău. Articolul 7, prezenta hotărâre se comunică în termenul legal prin intermediul secretarului general al comunei, primarul comunei, prefectul Județul Bacău, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. Mulțumesc! Dacă sunt discuții la punctul numărul 1, vă să înscrie. După cum văd, s-au ajuns la același stadiu investițiile. Deci ăsta era mai în urmă, care spuneți că o să treacă studia la albele, că spune de aprobare studiul de fezabilitate, ăsta altul deja era mai înainte, ăsta s-a întâmplat aprobat de la Caraclău. Deci n-a citit despre el, dar păi, ăsta la... De ce? Asta e drum pe din Bârsănești către Albe. Da, da, da. Noi am anunțat suma de bani, aprobăm, care trebuie să o adăugăm. Știu, 18 miliarde din bugetul local și în altul cu 12 pentru cofinanțare, da. Dar zic, sunt în aceeași stadie proiectările, dacă spune că avem de viză generală. În aceeași fază, că ăsta văd că era mai urmă cu studia, dacă acum aprobăm studiul de fezabilitate, lălaltul era aprobat, că nu-i... Nu, aceeași fază, nu aceeași fază, că avem și acolo cu finanțare. Bine. Numai că programul național administrativ are o procedură foarte strictă, prin care se niște hotărâri de Consiliu, doar nu pe formă. De fapt, noi, indicatorii economici aceștia, și la un drum și la celălalt, i-am aprobat la momentul depunerii spre finanțare pe programul Angel Salini. De fapt, ceea ce aprobăm noi astăzi este partea de cofinanțare care ține de partea care n-a fost acoperită de programul Angel Salini prin finanțarea pentru lucrarea în integralitatea ei. Deci noi avem de cofinanțat și la un drum și la celălalt. La drumul de la Albele, 1.851.900,23, iar la celălalt de la Caraclău, 140.000, deci o sumă mai mic, mult mai mică decât asta. Deci, practic, partea noastră este cofinanțarea pentru cele două lucruri. Acum, la punctul ăsta, cofinanțarea pentru drumul de la Albele și, la următorul punct, cofinanțarea pentru drumul de la Caraclău. Pentru că noi, de fapt, indicatorii economici în acestor studii și așa, îi aprobați atunci când am depus prefinanțarea proiectele pe platforma programului Angel Salini. Doar cofinanțarea de la bugetul local. Da. Da. Mai e cineva? Supunem la vot proiectul numărul 1. Care este? Da, nu să țin de acest. Da. Împotrivă? Abțineri? S-a aprobat în unitate proiectul numărul 1. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economice, indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devenit general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caraclău, Comuna Bistrița-Județul Bacău, aprobat pentru finanțare pentru Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Primarul Comunei Bistrănești propune. Articolul 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, studiul de fezabilitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții, modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caraclău, Comuna Bistrănești, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de
investiții, Angel Salini, prin ordin al Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, întocmit de către RUT Construct SRL, înregistrată la OAT Comuna Bârsănești, numărul 3786 din 22.09.2021. Articolul 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizarea indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivul de investiții, modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caracol, Comuna Bârsănești, Bacău, conform anexei numărul la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții, modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caraclou, Comuna Bârsănești-ul Bacău, conform anexei numărul 2, la prezenta hotărâre. Articolul 4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Bârsănești-ul Bacău, a sumei de 140.329,59 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederilor articolul 4, aliniatul 6 din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini pentru categorie de investiții prevăzute la articolul 4 aliniatul 1 litera A și D din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 95/2021 aprobate prin ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației numărul 1333/2021, finanțarea va fi asigurată din excedentul bugetului local la data de 31.12.2021. Articolul 5, anexele 1 și 2, face parte integrată prezenta hotărâre. Articolul 6, aducerea de plină a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Bârsănești-ul Bacău. Articolul 7, prezenta hotărâre se comunică în termenul legal, prin intermediul secretarul general al Comunii, primarul Comunii, prefectul de Bacău, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. Mulțumesc! Da. Dacă sunt discuții la punctul numărul 2. Cine vreau să înscrie la domnul? Deci, nu sunt discuții. Să punem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Eu vreau să zic câteva cuvinte despre, pentru că am trecut peste aceste două proiecte care sunt foarte importante pentru comunitate. Vreau să vă anunț că săptămâna următoare, în baza hotărârii de consiliu pe care noi avem, putem ridica în platformă toate documentele cerute inițial de către program, pentru ca noi să putem semna până la sfârșitul anului contractul de finanțare pentru cele două lucrări în integralitatea lor, urmând ca noi să ne ocupăm de organizarea licitației pentru achiziția operatorului care va efectua lucrările respective. Proiectul numărul 2 a trecut. Dăm citire. Dăm cuvântul domnului primar pentru punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare în sumă de 1.330 lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a doamnei ajutoare Elena, persoană adultă, grav bolnavă, imunizată la pat, aflată în centru rezidențial pentru persoane vârste, Sfânta Paraschiva din Comuna Târgu Prot, județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune, începând cu luna septembrie 2022, se aprobă acordarea contribuției lunare în sumă de 1.333 de lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a cetățenii a Piștoaie Elena, persoana adultă grav bolnavă, imunizată la pat, în centru rezidențial pentru persoane vârste, Sfânta Paraschiva din Comuna Târgu Prot, județul Bacău. Se aprobă efectuarea plății anticipate a sumei de 2.850 de lei către Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârste Sfânta Paraschiva din Comuna Târgu Prot, județul Bacău, conform anexei numărul 4623 din 23.09.2022, transmisă instituției noastre. Plata se va face din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești la capitolul 68.15.01.57.02.01, articolul 2, primarul Comunei Bârsănești prin compartiment de asistență socială, contabilitate, buget, finanțe, va aduce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri. Articolul 3, prezenta hotărâre, poate fi atacată de Tribunalul Bacău, secția 2 civilă, contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii numărul 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 4,
prezenta hotărârii va fi comunicată secretarul general al comunei, primarul comunei Bârsănești, Direcția Generală de Asistență Socială Bacău, Serviciului pentru Îngrijire de Tip Rezidențial și în domeniul tip rezidențial, în domeniul asistenței sociale și persoanelor adulte, precum și instituția Prefectului Județul Bacău și va fi adusă la cunoaștere publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul acestuia. Este vorba de o persoană din satul Albele care nu are pe nimeni și este imobilizată la PAP. Acum, momentan, se află la spital. Poate reușim să o mai ținem săptămâna asta pe acolo, pe la spital, și în urmă să o ducem într-un centru rezidențial. Altfel, nu are cine să aibă grijă de ea. Dacă sunt discuții la punctul numărul 3. Supunem la vot. Mai este încă punctul ăsta. Vreau să mai punctez în aspect. Deci, contribuția asta are valoare inițială. Dar noi, prin fetele de la asistență socială, vrem ca doamna respectivă să poată să obțină pensia de handicap pentru ca degreva Consiliul Local de presiunea plății sumei de 1300 de lei, adică prin obținerea și acelei pensii, să putem să diminuăm cota de participare a Consiliului Local să fie mult diminuată, cu încă 500 de lei, poate, sau... Și atunci presiunea să fie mai scăzută pe bugetul local. Dar de aia avem nevoie de un document de la spital, urmând ca doamna să fie transferată, este acum internată la cardio, urmând să fie transferată la neuro, probabil, și să obținem un document medical în baza căruia dumneavoastră ei se poate să obțină documentul medical și pensia de handicap care ne poate degreva pe noi de o sumă de câteva sute de lei. E foarte greu, ați vrea să le ia acasă, unii să o ducem, unii să... Am dus-o de secție pe alta să vedem ce mai putem să mai... Doamne, înțelege. Asta e foarte bun pentru a ce v-am gândit. Da, să punem la vot punctul numărul 3. Împotriva abține. Proiectul s-a aprobat. Dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de cinste și a numărului de personal al organigramei aparatului specialitate al primarului Comunei Bârsănești, Județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă actualizarea statului de funcție al numărului de personal și a organigramei aparatului specialitate al primarului Comunei Bârsănești, Județul Bacău, după cum urmează. La poziția 6 din statul de funcție, în cadrul compartimentului de dezvoltare, investiții, achiziții publice, funcția publică de execuție ocupată de doamna Dănele Alexandra Cosmina, aceea de consilier achiziții publice clasa 1, grad profesional debutant, se transformă în funcție publică de execuție și de consilier achiziții publice clasa 1, grad profesional asistent. Punctul 2. La poziția numărul 13, în statul de funcție, în cadrul compartimentului contabilitate financiar, venituri, executări, civile, resurse umane, funcția publică de execuție ocupată de doamna Domulescu Sofie Elena, aceea de inspector executări silite clasa 1, grad profesional debutant, se transformă în funcția publică de execuție inspector executări silite clasa 1, grad profesional asistent. La poziția numărul 18 din statul de funcție, în cadrul compartimentului asistență socială, stare civilă, secretariat, arhivă, relații cu publicul, funcția publică de execuție ocupată de doamna Angelescu Madalina Lăcărioara, aceea de consilier juridic clasa 1, grad profesional debutant, se transformă în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa 1, grad profesional, asistent. Se vacantează poziția numărul 36 a statului de funcție din cadrul compartimentului intervenție, reparație, drumului corespunzătoare, funcții contractuale de execuție, muncitor necalificat. Articolul 2. Prevederile prezente în hotărâri va fi adusă la îndeplinire către primarul Comunei Bârsănești, Județul Bacău, prin compartimentele abilitate. Articolul 3. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării ei. Articolul 4. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contenciosului administrativ, legea numărul 554/2004, cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxa de timbru.
Articolul 5, prezenta în hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarul comunei, prefectul județul Bacău, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, compartimentul contabilitate financiar, venituri, executări silite, resurse umane, se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet, în condițiile legii. Da. Dacă sunt discuții la punctul numărul 4. Nu sunt discuții. Scrie cineva? Supunem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Împotriva, cine? N-am uitat punctul numărul 4. Trebuie. Dăm cuvântul. Trecem la punctul numărul 5, TVS. Cine se înscrie acum? Zici tu, da, nu știu. Stimați consilier, lăsați-mă, Costica, pușa. Că, datorită celor care au mai fost la altă libere, să strângă drumurile, trebuie intervenit. După ploi mai serioase, acum au fost, trebuie intervenit. Da, deja vreau să spun că am făcut depozitul de balast și de sorturi. Astăzi au început să care acolo. O să, săptămâna viitoare, săptămâna asta poate, sau cealaltă, o să intervenim din nou pe drumul acela și o să... Că deja e cuiza asta stocului care am avut. Acum, astăzi a început să care din nou pentru revacerea stocului. Care drum? Pentru drumul de la drumul de la anul. Vreau să vă anunț că factorul la energie electrică, mai respectiv iluminatul public, a cam crescut prețurile și ar fi bine să mai reducem din iluminat timp de noapte, în 3 ore. Cum ați vedea dumneavoastră? Cu un temporizator, domnul primar. Da. După ora 1, până la ora 1. Este prea mult. Cel mai bine ar fi, zic eu, de la ora 12:30 până la 4. Da. Până la 12:30 cred că ar fi ok, dar totuși cu temporizare, zic eu, pentru că ca să luați iluminatul stradal pe toată comuna, nu prea este. Nu, nu. De asta. Da, eu cred că, adică știm cu toții directivul european, cam ce se urmărește și așa mai departe. Cred că tot cu criza asta de energie. Dar, per total, eu zic că nu este indicat să sistăm iluminatul stradal, ci mai degrabă să-l punem așa cu temporizare sau pe anumite, iar pentru și asta să fie între orele 00:03. Da. Că de, știți de ce? Sunt vulnerabilități la nivel de comun, mă refer furturi și alte infracțiuni care s-ar putea comite. În fond și la urma urmei... Da, și un an, dar problema este că sunt posturi, ca să aduci foarte mare. Oamenii plătesc impozite și taxe, da? Trebuie să luăm din ele, să asigurăm un confort și o siguranță pentru cetățeni, nu? Asta este obiectivul nostru principal. Sunt posturi foarte mari ca să aducem un societate, ca să ne desfacă un fir. Se face secționarea circuitoare, o lapă să meargă la sună, doar să eventual, știți cum, deci eu zic propunerea mea, deci am mai făcut-o și în alte dăți, când tot așa spuneați, adică s-a pus în discuții costurile de energie electrică, poate să funcționeze pe un stâlp, da, pe unul, nu, și tot așa, adică alternativ. Dacă ar fi fost circuitele făcute în forma asta, ar fi o chestie avantajoasă, ar fi însemnat, dar să facem secționarea tuturor circuitelor în forma asta, înseamnă o cheltuială foarte mare. Noi o să vorbim cu operatorul și o să vedem care ar fi costurile pentru asemenea intervenție. Dar inițial, până când o să vedem care sunt costurile, o să recurgem la metoda asta de a închide câteva ore, 3 ore, 4 ore pe noapte, când circulația este mai redusă, pentru că avem și camerele care monitorizează zonele vulnerabile și atunci am avea un sfetnic care... Înțeleg, domnul viceprimar, deci am mai discutat și în privința camerelor de supraveghere și parcă erau alte opinii și păreri atunci când s-a întrebat dacă ați văzut cutare care a trecut, dacă nu știu ce persoană a trecut și s-a pus... Da, deci au fost niște probleme la nivel de camere de supraveghere. Deci ca să... Nu vrem să dăm publicității, ci cu camerele noastre de supraveghere așa cum sunt. Eu zic că totuși iluminatul stradal n-ar trebui întrerupt. Eu așa aș fi de părere.
Pentru că v-am zis, se pune în pericol siguranța cetățeanului. Pe prea puțin ne interesează, nu știu, directive la nivel de guvern, parlament, ce vor ei să ne dea pe gât nou, ca să folosesc termenul ăsta neconvențional. Noi trebuie să asigurăm, deci, deci o siguranță pentru cetățeni, pentru patrimoniu și așa mai departe. Asta ar fi opinia mea, nu știu. Dacă ceilalți achiesează sau nu știu, aveți alte opinii. În momentul ăsta, când plătim la valoarea de 1,05 € pe vechea negociere, deja plătim facturi de 6.000, 7.000, 8.000 pe lună, pentru un adus public. În condițiile în care, cu ordonanța nouă, noi va trebui să plătim la 2,80 kW, cum se preconizează, atunci vom plăti facturi de 3 ori mai mult. Deci asta însemnând 180-240 de milioane pe lună. Ceea ce înseamnă că bugetul comunei va fi secătuit foarte repede și vom rămâne, nu că vom mai vrea sau nu să rămâne cu public, vom rămâne pentru că nu avea cu ce să mai plătim. Adică eu prefer să fim chipzuitori și să facem o economie de câteva ore în prima fază pe noapte și decât să rămânem de tot fără el, pentru că să avem mare buget. Acum, dumneavoastră, evaluați situațiile și vedeți o soluție de compromis pe care să o adoptăm și care să fie în folosul cetățeanului, pentru că noi, în final, nu suntem pentru noi, ci pentru cetățenii, ce să fie clar. Și atunci trebuie să oferim om confort și o siguranță, dar să avem grijă că bănuții pe care avem ne ajung în limita putinței noastre, financiare. Dacă o vom depăși, atunci vom rămâne fără de tot. Ce spune nimeni? Tot, de la ora 1. Deci eu zic că inițial să întrerupem 3 ore pe noapte. Adică să asigurăm până vin mașinile, da, și când pleacă mașinile. De la 1-4 este foarte bine, care pleacă cu mașinile. La 12 se încheie activitatea. Hai să zicem că 1. Da. Iar în perioada sărbătorilor, de iarnă, Paști, atunci să... Da, o să revenim pe el. Adică, este foarte greu să scoți un fir acum, de la un fir. Dar nici așa nu e convenabil, pentru că unul are un vin, unul nu are și... Totuși trebuie să ne mai gândim. Toți plătești. Deci, în toată comună, adică satul Bărsănești, satul Brătești, are un drum de tranzit. Deci trebuie să vă gândiți că fel ce... O să încercăm să facem... O să cerim o ofertă pentru... pentru asemenea sectoarea circuitului, care va rămâne pentru toată viața pentru comună, să vedem care va fi suma și atunci o să punem aprobării Consiliului ca și sumă de cheltuit pentru asemenea intervenție și... Da, eu sunt de acord, acolo unde sunt, zic așa, nu este, unde nu este circulat, sunt, avem anumite zone sau străzi din comună și în sate, sunt. Dar uitați, drumul ăsta de tranzit, drumul județean 116, să știți că e tranzitat toată noaptea. Toată noaptea e tranzitat. Atunci o să cerem o ofertă operatorului. Și am avut destule probleme, doar știți cu, ați auzit și dumneavoastră, poate v-am mai prezentat și colegii de la postul de poliție comunal, știți că am avut tot felul de cazuri cu furturi de bani și așa mai departe, tot așa, și ne-ar ajuta, măcar pe zona de tranzit. Da, încercăm să ne dăm un cablu. Nu știu, eu mi-am spus și o opinie. Da, acel cablu, ca să nu mai desfacem un fir de la o lampă, da, și mai știți, să punem un cablu și ăla să aibă tot așa un temporizator. În prima rând, deci, dacă nu desfacem firul, practic tot acolo ajunge, că practic pentru câteva ore de iluminat, de noapte, mai bine cu distință la tot. Știu, nu știu, dar a fost un proiect. Spirul, doamne, pentru că eu nu reușesc să scriu. Deci, rămăsesc să-mi las să mai punem un cablu cu temporizator. Da. Dar nu-și mai are justificarea, să știți, între orele, nu știu, să zicem că seara cade pe timpul ăsta acum, de la orele 20 până la orele 24, să zicem, așa că nu-și mare rost să mai punem lumină stradală deloc în cazul ăsta, că și așa este circulat destul de des. Și ne vedem unii pe alții. Păi, dar nu-și mare efectul, ce să mai, pentru 3 ore, ce să mai pun lumină? N-are rost să mai punem deloc. Nu, păi, dar mea sunt de ce la urmă. Perioada când oamenii vin de la lucră, până... Păi, da. Cel mai vulnerabil este după ora 0, să știți. Cel mai vulnerabil este după ora 0, nu până în ora 0. Da. Deci situația de siguranță a cetățeanului este după ora 0, nu până la ora 0. Așa că dacă le luăm atunci în perioada aia, mai bine renunțăm de tot. Mie mi-o spar casa cu lumină ca atunci o văzut. Bine, și pe timp de zi se întâmplă, dar în special pe timp de noapte e mai facil.
Cu lumină, cu lumină, lumină. Și lumina a prins, am lăsat-o că... Eu cred că lămpile care au fost montate pe stâlpi sunt destul de... economicoase. Destul de economice și destul de funcționale. Părerea mea, dacă ar fi scoasă una, da și una nu, s-ar face cea mai bună economie. Nici lumea n-ar sta pe întuneric, cu toate că unii poate ar fi supărați că vezi, Doamne, de ce eu luau becul din poartă lui și de ce vecinul are, dar eu cred că asta ar fi cea mai sigură soluție. Nici comuna nu rămâne în beză și economiile ar fi pe măsură. Eu, asta e părerea mea. Chiar dacă ar însemna ceva să facem intervenția spre lor și poate unul da și unul. O soluție provizorie, dar cred că ar fi cea mai eficientă. Lăsate punctele critice, ce înseamnă școli, ce înseamnă instituții publice, ce înseamnă primărie, ce înseamnă stații de autobuz, iar celălalt încercat și reduse una da și una nu. Eu, părerea mea, cred că asta ar fi cea mai bună soluție. Da, dar ca să faci aceste operațiuni, te costă exact banii care ai plătit cu rent. Da, păi și dacă îl lași cu mâna pentru întuneric, vezi tot al cele. Păi, domnul Blănaru, ceea ce asta nu... Deci această măsură, din câte înțeleg, și este directivă națională și chiar europeană, nu e pe termen scurt. Asta se urmărește pe termen lung, domnule. Implicit trebuie, cu alte cuvinte, ca să o spunem pe aia directă, ar trebui să renunțăm efectiv la acele becuri. Să le dăm jos după stâlp, că asta este de lungă durată, nu de scurtă durată, să știți. Da, dar mai e până acolo. Eu am E mai bine, aveți timp mai îndelungat să puteți așeza mai bine procesul verbal, doamna secretar. Da, dar nu e vorba de asta, e vorba că trebuie să urmăresc pe unei idei. Cine spune? Și corinci de puțin, filmare. Da, cine spune și ce îi se răspunde, ca să urmăresc firul logic. O să discutați pe cifre concrete. Faceți o analiză cost-beneficiu. Da. Asta a fost ideea cui? De unde am primar ne-a prezentat-o. Ah, domnul primar ne-a prezentat. Ne-a prezentat-o să ne formulăm o părere, o opinie. Da. Dar trebuie să discuți cu Consiliul Primar. Păi da, așa faci primarul, ai puteți, bă, da, hai. Ne-am formulat un fel de discuții, când poate să faceți un proiect, cred că mă gândesc ca să poate primarul la urmă. Să facem proiect sau poate cum mai ne-ai costat. Băi, vedem acum cât ar costa de clăbat. Eu ar fi de părere, cum a zis colegul, unul da, unul nu. Am notat. Și eu tot așa, vedem cât costă. Da. Trebuie să fie termen lung. Da. Nu durează. Durează mult. Acum totuși o ploua din sarfii. S-ar putea că în viitor apropiat trebuie să renunțăm de tot la energia electrică. E posibil. Cred că dacă toată lumea a renunțat, trebuie să promune de altă energie. Dar chiar apropo, domnule Mare, trebuie să faceți niște demersuri, poate găsim, să facem o eoliană pe dealul ăsta, să punem. Nu se curez de aia. Nu se curez de aia. Asta a fost un proiect vechi. Da, da, din aia care sunt. Nici soare nu avem. Ar trebui demarat soare, am vorbit acum cu energia verde, vine să calculeze pe clădiri de la școală, de la primărie, de la... Faceți un garaj, am mai văzut așa pe alte părți, garaj și acoperi panouri solare.
acoperiți și umbră la mașină, faceți energie. Surbindem la tine. Pentru că o primire să băgăm rețea. Nu s-o primire. Nu s-o primire. Îți dai tot după. Da. Da, cum are cineva? Da. La școală de acolo, banca aia cu acoperită, cu masă, cu totul, o dată într-o parte deja. Da. Mai au o bancă acolo pe care nu se mai zice că au luat doi copii și au aruncat o luptă efectiv, o bancă. Eu când ai luat beton, au smuls de acolo și... Acum am vorbit cu poliția, voi intervenim acolo. Trei copii, unul are de șan, unul bus. Da. Și Cioteanu, Mișan... Nu mai da nume. Nu mai, nu mai, nu mai. Să niște copii foarte vei. Da, dacă nu mai sunt. Mai sunt discuții, mai sunt discuții. Nu.